Două cluburi de fotbal din România care participă în competiții organizate de Federația Română de Fotbal și de Liga Profesionistă de Fotbal sunt finanțate direct de guvernul maghiar de la Budapesta. Informația a fost confirmată oficial de guvernul Ungariei. Decretul guvernamental 1801/2016 a decis acordarea de fonduri cluburilor Csíkszereda Miercurea-Ciuc și Sepsi Sfântul Gheorghe. În conformitate cu decretul guvernamental, cele două cluburi de fotbal au primit câte 1 miliard de forinți, 3,2 milioane de euro. Prin intermediul Federației de Fotbal din Ungaria, ca beneficiar pentru dezvoltarea infrastructurii sportive și realizarea altor proiecte de investiții în dezvoltare, în special pentru finanțarea Academiei Csíkszereda și a Academiei Sfântul Gheorghe. Resursele au fost primite în mod corespunzător, iar auditul conturilor transmise până în prezent este în curs de desfășurare, a transmis Guvernul Ungariei prin Ministerul Resurselor Umane la solicitarea Gazetei Sporturilor. Sepsi Sfântul Gheorghe joacă în Liga 1, iar anul trecut a fost revelația play-out-ului. În acest sezon este la egalitate de puncte cu echipa de pe locul 6, ultima poziție care asigură prezența în play-off. Csíkszereda e în Liga 3, dar și-a creat o bază sportivă care rivalizează chiar și cu unele existente în Liga 1. În plus, a produs o mare surpriză în optimile de finală din Cupa României după ce a eliminat-o pe Dinamo și s-a calificat în sferturi, unde va evolua pe teren propriu. Premierul Ungariei, Viktor Orban, este un pasionat de fotbal și de sport în general. În tinerețe a jucat fotbal la formația Felciut.